1200 de ore degeaba jucate anul acesta. Salutări și bine v-am găsit la rezumatul a tot ce a însemnat FIFA 21 pentru mine și pentru voi prin ce ați văzut pe canalul meu. Ce să însemne? A însemnat dorința uriașă de a obține un rank la Weekend League, pe care din păcate încheie acest FIFA. Pentru că nu pot spune acest an, mai avem din an câteva luni bune. Încheie acest FIFA cu această tristețe, cu acest regret al faptului că n-am reușit să obțin faimosul rang de Elite 3, însă cu speranța foarte mare pentru FIFA 22. Vom discuta pe parcursul videoclipului despre toate noile update-uri și lucrurile adăugate de băieții de la EA Sports în FIFA 22. Jocul pare foarte promițător și să sperăm că gameplay-ul și bugurile pe care spune că le-au fixat față de FIFA 21 ne vor ajuta cumva să ajungem să obținem eu și voi cele mai bune rankuri pe care le putem obține la Weekend League, să ajungem să avem cele mai bune echipe și să ne batem cu adversari de top, să ne bucurăm cu toții la premii și așa mai departe. Dar haide să revenim la FIFA 21, pentru că avem din păcate foarte multe lucruri de vorbit, dar majoritatea negative. Trebuie să încep prin a spune că față de FIFA 20, FIFA 21 pentru mine a fost mult, mult mai slab dintr-un singur motiv. Schema The Bridge. Poate unii mă considerați nebun sau frustrat, pot să vă înțeleg, dar mi se pare că în momentul în care adaugi o schemă în joc atât de robotică și atât de nenaturală, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, distrugi jocul instant. Poate la început îmi aduc aminte că jucam Squad Battles și mi-a zis cineva, bă, fii atent că dacă apeși de două ori pe RB, că își dă ăsta mingea în față. Și am zis, bă, ești prost, cât de mișto ar fi să folosim schema asta pentru un contraatac. Să zicem că scapă jucătorul și tu apeși de doar pe RB ca să-și dea mingea mai în față și cumva să obții un mic boost de viteză. Am zis, ok, în momentul în care ai scăpat poți să folosești schema asta. Dar nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să fim nevoiți să folosim right back și left back pe poziția de fundaș central doar ca să putem face față acestei scheme, pentru că centerback-urile nu aveau destul pace și destul agilitate din punctul meu de vedere, ca să facă fața acestei scheme. Este schema care, după mine, după cum am tot zis-o pe multe livestream-uri, a ridicat foarte mulți jucători mediocri spre nivel slab, de la Habaram, Silver 1, Gold 3, până la Gold 1, Elite și așa mai departe. Lucru care nu este deloc ok, a fost dezastros pentru mine acest an, dar nu doar din partea de vedere, să zic așa, din punct de vedere al acestei scheme. Sunt foarte multe lucruri de discutat, au fost și momente frumoase în care ne-am bucurat cu toții, dar din păcate nu am reușit să ne bucurăm la o nouă performanță. Dacă anul trecut am reușit să trec de la Silver 1 la Gold 3, la Gold 2, la Gold 1, adică 4 rankuri, da, pe care am reușit să le străbat, în schimb anul acesta am fost blocat constant la Gold 1 și n-am reușit de nicio culoare nici măcar să mă apropii cu adevărat de elit. Poate că este și cel mai greu pas al meu dintr-un joc video, n-o să vă mint, niciodată n-am stat un an de zile, probabil peste 1000, 1200, 1300 de ore am jucat anul acesta în FIFA 21, o enormitate, dar dacă stați să vă gândiți la faptul că eu sunt încă la liceu și m-au ajutat foarte mult faptul că am făcut o oră online și practic eram lângă calculator când nu făceam oră, pac, mai băgam niște FIFA. Oricum, știți și voi cum au mers lucrurile anul acesta. Dar degeaba, 1200 de ore degeaba jucate anul acesta, pentru că n-am reușit să obțin nimic. Am plecat de undeva și practic m-am oprit în același punct. Este trist. Este trist, ăsta este cuvântul, sunt dezamăgit și de mine și de joc, nu știu a cui este vina, nu vreau să dau vina prea mult nici pe mine, nici pe joc, trebuie să trecem peste și să primim FIFA 22 cu cea mai mare bucurie și cel mai mare excitement ca să începem lucrurile cum trebuie.
O să trecem la de ce nu suntem live zilele acestea și de ce vedeți acest videoclip acum și nu peste o săptămână. Și probabil că unii dintre voi știți foarte bine, dar pentru cei care nu știu, veți vedea imediat. Da, mă, ce gol! Ce greșeală! Ce greșeală face Andrei și ții gol! Aici meciul începuse foarte bine pentru noi, dar vă las pe voi să vedeți ce întorsătură au luat lucrurile în cele 90 de minute. Vizionare plăcută! Golul ăsta pe care l-ați văzut deja cu toții, paharul deja începuse ușor, ușor să ajungă, nu să se umple, să dea mult și bine pe afară și deja începeam să mă enervez foarte, foarte rău. Dar lucrurile, din păcate, nu se opresc aici. A dat tackle-ul ăsta în disperare, a acceptat și roșu ăsta. Gata, băieți, noapte bună. Noapte bună. Noapte bună, băieți, noapte bună, gata. Gata, nu mai, gata, asta a fost cu FIFA. Nu mai joc anul ăsta, gata. Mi s-a luat băiatul ăsta, Sons of Anarchy. M-a făcut să mă las de FIFA, am zis. Gata. Și aici s-a produs declicul pentru mine cu FIFA 21. Au fost meciuri peste meciuri peste meciuri peste meciuri în care am tot răbdat mizerii de genul să dai tackle de 7 ori, să iei mingea de 7 ori, să o pierzi, să iei gol. Tot ce ați văzut mai devreme mi s-a întâmplat de 10 sute de ori la Weekend League. Pentru că până la Weekend League-ul pe care îl vedeți voi acum, eu ratasem un Weekend League sau două, adică la niște lucruri, odată am fost plecat în vacanță și odată am fost bolnav sau o chestie de genul, oricum n-are importanță, ideea e că am fost foarte, foarte constant anul acesta, dar aici s-a pus stop, am prins și eu poate o zi mai proastă, o zi în care eram mai obosit, dar n-am mai suportat și am zis că gata, este de ajuns, a fost pentru prima oară când n-am terminat meciurile la Weekend League, eu mereu mă certam cu prietenii mei pe tema asta care îmi ziceau, bă, nu mai am chef să joc, las meciurile așa și eu mereu trăgeam de ei și ziceam, bă, dacă te-ai înscris, joacă-le, nu le lăsa. Așa mereu am avut o mentalitate de învingător, zic eu, și de luptător, care cumva mă împingea să termin meciurile ori câte mizerii de genul s-ar întâmpla, dar de data asta lucrurile n-au mai stat așa și așa se termină, dragi prieteni, povestea FIFA 21. Imediat după aceea, în caz că vă întrebați, am închis stream-ul cu un alt F4 direct la programul cu care înregistrez pentru că n-am mai suportat. Și așa s-a terminat FIFA 21 pentru mine.
Ca să nu-mi săriți în cap acum că am terminat cu partea negativă, haide să ne punem un zâmbet pe buze și să urmărim împreună câteva din momentele frumoase pe care le-am avut alături de voi și alături de câțiva din prietenii mei pe streamuri, momente în care am luptat împreună, să zic așa, și voi m-ați împins de la spate și pentru asta vreau să vă mulțumesc enorm de mult și să vă spun că mă aștept la cel puțin un suport atât de mare, dacă nu din ce în ce mai mare, de la Weekend League la Weekend League și de la Live la Live din partea voastră, pentru că vă spun sincer, mă ajută foarte, 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 foarte mult. Vizionare plăcută! A fost pauză. Am revenit pe stream. Facem pachetul 91 plus ori 5. Cât e Antonica plecat. Când bag pula lin oricum. Dacă mai aveți... Oh, 5 viewer, repede, haideți, vă rugăm să sar... Spectacular do Brazil! Suntem.
În caz că ați ajuns până aici și sper din tot sufletul că ați făcut-o, mă bucur că ați urmărit împreună cu mine aceste momente foarte frumoase de pe stream. Mai sunt zeci de streamuri, nu am timp să le parcurg pe toate pentru că sunt ore, zeci de ore, poate sute de ore de stream pe care nu am cum să le parcurg, vă dați seama, dar am luat cele mai frumoase faze de pe live-ul unde am avut invitați câțiva dintre prietenii mei și unde m-am simțit extrem, extrem de bine, deși jucam undeva în august, jocul era mort, eu m-am simțit foarte, foarte, foarte bine acel weekend league. Și de ce am lăsat această fază la final, vă întrebați, faza cu Daglish? Pentru că voi răspunde la o întrebare pe care poate mulți ați vrea să mi-o puneți sau la care ați vrea să știți răspunsul, jucătorul FIFA-ului, pentru mine jucătorul care a avut cel mai mare impact anul acesta în drumul meu în Ultimate Team la FIFA 21 este Kenny Dalglish, Icon Baby și apoi Prime Icon Moments. Aceste două carduri ale lui Dalglish, dar pot spune direct, Kenny Dalglish este jucătorul FIFA-ului pentru mine. Mulțumim pentru tot, Kenny Dalglish, și mulțumim pentru nimic, FIFA 21. Acestea fiind spuse, mă bucur mult că ați fost alături de mine până la final, mă bucur mult că mi-ați fost alături pe parcursul acestui joc și sper să ne revedem în continuare la FIFA 22. Sunt foarte, foarte fericit și chiar entuziasmat, chiar entuziasmat pentru joc, pentru că FIFA 21 m-a dezamăgit atât de rău încât nu se poate să se meargă mai jos de atât, adică FIFA 22 clar o să fie mai bun, clar o să fie mai bun decât FIFA 21. Sper să ne revedem în continuare, cum v-am obișnuit, weekend de weekend cu livestream-uri de la Weekend League, premii, etc. Voi posta și videoclipuri, am în cap niște idei de serii foarte, foarte interesante pe care o să le încep pe canal. Tot ce vă cer este să mă susțineți prin niște lucruri care vă iau câteva secunde, să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe pentru că mă ajută foarte mult și mă ambiționează să continui ceea ce fac. Astea fiind spuse, gata, vă las, mersi, mersi, mersi foarte mult că v-ați uitat la clip. Eu am fost Papa și ca de fiecare dată mă înclin. Ne revedem data viitoare cu un nou videoclip.